Sunt șofierbă specialitate din 1982. Atunci nici nu se vorbesc cum de permisul. Bravo, cum spune. Astăzi se vând ca înghețată vara la stadion. Nu mai puțin. Lăsăm la o parte. Asta e vina de la ei care fac așa șoferi. În privință la pietoni. Nu odată, nu de două ori m-am adresat. Și nu ne trebuie cheltuieli mari. Pietonul, când merge pe trotuar sau pe carosabil, și când vrea să treacă pe zebră, trebuie să ridici mânuța în sus, ca și cum ridici la școală când încerci să răspunzi. Nu ne trebuie cheltuieli, nu trebuie nimic. De ce poliția? De ce în școli? De ce la careuri nu se face așa ceva la elevi? Și de spus, elevule, când traversez zebra, ridică mâna în sus de trotuar frumos. Fii atenție pentru șofer. Că nu trebuie să cheltuieli mare, aici o educație trebuie să o facă. Eu l-am ascultat de timp ministru, dar el nu spune. De ce în școli nu se predă așa ceva? Chiar de așa trebuie de mulți bani? Domnul Petru, avem o întrebare la dumneavoastră aici. Da, dumneavoastră când traversați strada, ridicați mâna sus? Ca pieton? Da, din multe ori. Din multe ori. Fiindcă mă tem totuși de șoferii ăștia alți care au cumpărat permisul, că e tot ce e posibil. Da, am înțeles. Da. Dumneavoastră sunteți în Cimișlie, dar sunteți des și la Chișinău sau mai mult conduceți în, pe unde no, conduceți? Și la Chișinău, măr, și la Bălț, măr, peste tot. Eu asta am în vedere la toată Republica și la toți cetățenii. Că se primește așa un fel de militarie. Parcă merge trotuar și când au la stânga, la dreapta. Șoferul cealaltă să-i distrui. Băi, ce s-a întâmplat? Dar despre calitatea șoferilor, ce părere aveți? Pietoni am înțeles, dar cum vă par cei din jur? Se respectă lumea? Există un respect între ei? O cultură a șofatului? Nu, prieteni. Dacă îți comparați cu ce era când ați început dumneavoastră, înțeleg că erau mai puține mașini, mă rog, dar cum vedeți diferențele? Nu, șoferii azi nici nu vor. Ei spun că eu sunt mai deștept ca tine, ca cealaltă, te luată, nu cei de azi. Sunt încăpățânați tare ca în poveste ce e când sapul merge pe punte și punte înguță și trăcnește. Nu simt față de șofer. Pot să vă spun față, dar eu merg pe drumul și stăluată, nu știu de ce șoferii nu stimează unul pe altul. Da, și noi vedem asta, de asta și am dedicat emisiunea ca măcar unul, doi, dacă ori devenit după această emisiune mai responsabil, deja o să ne bucurăm că ne-am atins scopul. E, trebuie să mâncăm puduri de sare. Am înțeles. Mulțumim mult, domnul Petru, să aveți șoferi simpatici în trafic, să nu aveți din ăștia care se încăpățânează așa cum ne-ați dat exemplul noastră. O seară liniștită în continuare. Deci, despre pietoni, domnule Guzun, un pic iarăși am revenit la ei, deși i-am lăsat pe ultima parte a emisiunii, ar fi o idee ca pietonul atunci când vrea să traverseze să atenționeze șoferul. De obicei nu neapărat să ridică mâna în sus, dar cel puțin eu pe copii învăț să le caute privirea șoferilor, să le prindă privirea și dacă șoferul îți arată un gest de genul poftim, treci, deci copilul îi mulțumește și se duce. În cazul meu, eu cam așa fac. Și chiar și eu, ca șoferiță, când văd un pieton, mai ales ăștia mici, ei se uită la mine în ochi și eu zic că îți dau voie, poftim, treci. Și atunci el trece, eu sunt și eu sigur. Dar așa e mă. Nu neapărat cu mâna, da. Dumneavoastră vorbiți despre un respect reciproc a fiecărui în parte participant la trafic. Mai mult decât atât, în regulamentul circulației rutiere este prevăzut clar că pietonul, înainte de a se încadra în traversarea drumului, trebuie să se asigure că ceilalți participanți la trafic l-au văzut, au sesizat despre intenția lui și îi cedează. Fiindcă vă dați bine seama că o unitate de transport, indiferent la ce viteză s-ar deplasa ea, nu este așa de ușor să o frâneți. În cazul apariției unui obstacol, chiar dacă este prevăzut că șoferul este obligat, în cazul apariției unui obstacol, să iei toate măsurile pentru a evita eventuala coleziune. Nu e rău ca idee, dar la noi, în regulile circulației rutiere, practic, bun, poate nu este tot, dar 99 sunt prevăzute toate situațiile care noi trebuie să le respectăm. Dacă noi le-am respecta, credeți-mă că rata accidentelor rutiere cu cazuri nefaste ar fi cu mult mai puțin. De la fiecare în parte, fiindcă eu mă încadrez în traversare, înseamnă că eu mă uit în stânga, în dreapta, este unitate de transport. Acel care conduce unitatea m-a sesizat pe mine și numai după aceea mă încadrez. Însuși conducătorul auto iar obligația în momentul când se apropie de o trecere pietonală, de o stație a transportului obștesc, e obligat să reducă din viteză, e obligat să fie cu mult mai atent față de tot ce se întâmplă împrejur.
și nu după aceea să reducă de viteză ceea care la 30 ca să eventualul unui coliziuni să nu să minimalizeze. Noi difuzăm imaginea asta cu momente surprinse în trafic de-a lungul anilor cu pietoni care sunt deja încadrați pe trecere. Dar noi îți primești cu pietonul, bai cu căștile la urechi și nu aude și nu vede. Bai pe trotinete, bai pe biciclete, bai leargă. Ce ziceați dumneavoastră în momentul ăsta și mai mult voiam să vă întreb. Da, noi, cei care învață la școală auto, în regulament știu că pietonul, înainte de a se încadra, de a traversa, trebuie să fie stângă-dreaptă. Dar pietonul nu este și el în momentul acela cursant la școală. Deci noi știm că noi șoferii știm că pietonul trebuie să asigure, dar pietonul cuiva, cineva îi spune lui despre asta. Desigur, la școli sunt. Iată, eu sunt din sat. Nu mi-am amintit să mă fi învățat cineva că mă uit stângă, dreaptă. Nu mi-am amintit, poate aș fi fost, am să-mi dau vina pe profesor, dar asta în școală se învață. Acum sunt ore facultative în școli, în care se duce siguranța rutieră, siguranța personală a fiecare, în care sunt învățați sau li se dă niște părți introductive privind siguranța rutieră, privind siguranța antincendiară, privind siguranța personală la fiecare. Și atunci, și în regulamentul circulației rutiere este stabilit clar că fiecare participant la trafic este obligat să respecte regulile circulației rutiere și el singur încredințat că și alți participanți respectă. Adică, regulamentul circulației rutiere nu e pur și simplu o cărțulie pe care e dată numai pentru conducători, pentru toți participanți, pentru că acolo în regulament sunt obligațiile și drepturile fiecărui. Ca conducător auto, ca pieton, ca căruțaș, ca administrator de drum, ca director de școală, ca ministru, fiecare avem părțica noastră în cărțulia dată. Important să o citim și să o respectăm.